capac de rezervor care nu este pus corect. După cum vedeți, nu este prins deloc. Aici este loc băgat și în partea asta altă este prins pe strâmb mai mult decât ar trebui. Așadar, o să vă fac o filmare la cum se desface acest capac și cum se pune corect. Desfaci de șurub 5-6 ture până joacă capacul. Nu desfaci șurubul de tot, da? Ghidajul din poză, acesta, trebuie să intre pe una dintre găurile acestea. Dacă ghidajul acesta nu intră aici, nu o să se cupleze niciodată. Îl bagi cu fierul, da? Și rotești până intră ghidajul, da? Când intră ghidajul, el nu mai mișcă. În momentul ăsta îl strici. Cum vedeți, intrat perfect pe toate părțile, da? Și la fel, mai arăt o dată, că mulți nu pricep. Deci îl desfaci, 5 ture, ridici, învârți, până iasă, da? Ghidajul acesta trebuie să intre în gaura aceasta, se cupleze. Acum nu-i căzut, acum ai căzut ghidajul. După ce ai căzut, nu se mai poate învârti. Și apoi strângi înapoi. Și îl închizi, să nu intre ploaia, să-l cinească.